Bună ziua! Echipa noastră se pregătește de plecare către Timișoara pentru meciul cu Ripensia de sâmbătă. Antrenorul Claudiu Niculescu și unul dintre jucători, Alin Roman, în fața dumneavoastră. Pentru început, Claudiu Niculescu. Bine ați venit! Hai să trecem trei la întrebări, că avem drum lung și să trecem trei la întrebări. Știu că la prima vedere și normal să fie așa, să suntem favoriți. Dar, după cum bine ați văzut și dumneavoastră, și cum bine se vede în Liga a doua, se întâmplă tot felul de surprize, rezultate neașteptate, de aceea noi trebuie să mergem foarte concentrați, foarte determinați pentru a ne întoarce cu 3 puncte de acolo. Este un meci, zic eu, este un meci greu pentru că sunt jucători câțiva, Ripensia în componență câțiva jucători care joacă de câțiva ani buni împreună și la Liga a doua. Au un atacant foarte bun pe care cred că știți cu toții, Gavra, care are destul de multe meciuri în Liga 1 și un jucător cu experiență. Dar vreau să ne gândim și le-am transmis și lor asta încă de la începutul săptămânii, că nu merg jumătățile de măsură. Trebuie să mergem acolo să câștigăm puncte, pentru că trebuie să luăm o opțiune serioasă pentru play-off încă din acest an. Asta este dorința mea, l-am transmis-o și lor și nu trebuie să ne mai mulțumim cu puțin. Trebuie să mergem în deplasare, să mergem să adunăm puncte, să câștigăm meciuri, pentru că, repet, vor veni terenuri grele, vor veni suspendări, accidentări, Doamne ferește, și avem nevoie acum, nu peste săptămână, nu peste două, ci acum, sâmbătă, avem nevoie de puncte. Gabi, merge? Din păcate nu. Din păcate nu, este pe ultima 100 de metri. Arată bine. Arată bine controlul medical care i s-a făcut ieri sau alarte, dacă nu mă înșel. Ne-a dat vești bune acel control medical. Cred că la meciul de acasă cu Metalul Globus va fi absolut 100%. Pentru acest meci am preferat să nu riscăm împreună cu el. Am decis împreună cu el pentru că este un jucător care cu mare experiență și știe foarte bine atunci când are o durere care îi poate pune probleme în teren sau nu. Așa că, din păcate, nu avem acest meci, dar riscam, Doamne ferește, riscam o accidentare și l-ar fi scos din circuit pentru toată această toamnă. Alte probleme? Alte probleme medicale nu sunt. Toți jucătorii sunt apți pentru meciul de sâmbătă. Trebuie să dăm totul. Până la urmă, suntem politenica Iași. Noi trebuie să arătăm pe teren acest statut pe care îl avem de favoriți în acest meci. Dar nu înseamnă că dacă pe hârtie suntem favoriți, meciul este câștigat dinainte. Din contră, repet, eu, din punctul meu de vedere, întâlnim o echipă bună cu experiență în Liga a doua, o echipă care pierde foarte greu meciuri, cu excepția meciului drumul de la Slatina, în care nu știu ce s-a întâmplat acolo, o echipă care pune probleme, a pus probleme multor adversari până la acest moment, au pierdut câteva meciuri și cu Mulghinion și o echipă care, iată, a pierdut 1-0, 2-1 maxim. Deci nu este o echipă care să-ți dea posibilitatea să ai multe ocazii sau să marchezi multe goluri. Pe noi, important, sâmbătă, este extrem de important să ne întoarcem cu o victorie, pentru că, v-am spus și după meciul cu Baia Mare, la Poitinga, aici nu putem să mergem cu jumătăți de măsură. Adică este campionatul scurt, am mai rămas 11 etape, am reușit să câștigăm puncte importante până în acest moment, dar nu am realizat nimic. Iar pentru noi este important ca să mergem pe această linie cât de mult timp vom putea. Să câștigăm meciul acasă, dar să câștigăm meciul și în deplasare, pentru că punctele din deplasare ne vor ajuta să ne consolidăm poziția din clasament și mai mult decât atât să ne rupem puțin de Pluton. Iar pentru noi, în aceste meciuri care au mai rămas până în luna decembrie, ăsta este obiectivul. Să ne rupem puțin de Pluton. Avem puterea să facem asta, avem calitate, avem jucătorii necesari, dar trebuie să arătăm asta pe teren. Pe teren. Eu am convingerea că băieții au înțeles mesajele mele, am încredere totală în ei, cum le spun de fiecare dată, le spun în fiecare zi, am încredere totală în ei, în toți jucătorii pe care am la dispoziție. Și sper să ne întoarcem cu, îmi doresc din tot sufletul să ne întoarcem sâmbătă cu 3 puncte de la Timișoara. Alte întrebări? Da? Alin, te rog frumos. Bună ziua, în primul rând. Da, mergem la Timișoara cu moral bun,
câștigat acasă, am făcut un meci bun, după părerea mea, am urmărit încă o dată meciul duminică, eu zic că am făcut un meci bun chiar și prima repriză unde am avut posesie, să zic, 70-30 pentru noi. A lipsit golul, a venit un pic mai târziu, dar zic că am făcut un meci bun. Mergem cu acest gând la Timișoara să luăm și acolo cele 3 puncte. Știm că nu e ușor, am analizat foarte bine, mai avem o zi să punem și restul datelor la punct și sperăm să venim cu cele 3 puncte de acolo. Suntem încrezători și avem moral bun pentru asta. Spar gheața și tu? Sper. Îmi doresc foarte mult, dar după părerea mea, important e să luăm cele 3 puncte. Va veni și momentul când voi înscrie și voi ajuta mai mult echipa prin golurile mele. Sau pasă de gol, cu siguranță. Îmi doresc foarte mult. Muncesc la fiecare săptămână. Sunt sigur că o să vină și realizările personale. E normal să-și dorească să marcheze. E mijlocaș ofensiv. E normal să-și dorească. Am avut șanse, șanse au fost. A lipsit ceva, nu știu. Acum sper să... Da, okay. Cum întâlniți niște adversari mai... Da, intrăm într-o serie mai accesibilă, să zic, da, mai accesibilă, cu un moral nu foarte bun, dar jucăm 11 contra 11, meci de fotbal și eu cred că prin o atitudine bună venim cu cele 3 puncte de la Timișoara. Mulțumim, să aveți o zi bună!